like this. Ok, salut, salut, salut. Nu știu cât suntem pe live acum momentan, dar ca idee noi vom începe live-ul. E o zi minunată de făcut live, sincer, așa că eu zic să trecem direct la treabă și să jucăm aici The Forest. Din păcate acum este întuneric, este noapte și după cum am observat nu pot să dorm. Nu știu care e faza, de ce nu pot să dorm, dar na, ca idee. Acum tot ce ne-a rămas de făcut, nu știu, ori să așteptăm să treacă noaptea, ori habar n-am, dar vom vedea imediat ce vom face, așa că până când nu uitați să apăsați pe butonul de like, gen dacă vă place acest live și dacă vreți să mai facem live-uri de genul, așa că enjoy toată lumea. Ok, acum să sperăm că se aude muzica ok, gen, sau mai bine stați un pic să verific, să mă asigur că se aude totul bine. Bă, am verificat acum și sincer ar merge muzica asta un pic mai tare, sincer că nu prea se aude pe live. Dar ca idee, dacă cumva o să apară probleme sau ceva, să-mi scrieți aici în comentarii și vom remedia situația, gen. Așa că până când, hai să dăm un pic melodia mai tare, pentru că sincer se aude un pic cam încet. Și acum stați un pic să verific și chestia asta, să văd că se aude bine sau nu. Ok, ok, am verificat acum melodia, se aude ce drept un pic prea tare. O vom da cam așa, cred că este ok, așa că acum suntem ready to go. Suntem gata să facem live. Totuși habar n-am cum să fac dimineață, gen, că e deja târziu. Văd că aici a rămas casa noastră, este tot progresul care l-am făcut în episodul trecut, așa că dacă vă place, like, gen, și nu știu, n-am lăsat vreun link la episodul trecut sau ceva, dar dacă mergeți pe canal o să-l găsiți cu siguranță, pentru că este acum recent videoclipul, așa că da. Ok, hai să spargem repede buturuga asta de aici până să se facă dimineață. Totuși, de fapt, avem nevoie de mâncare și nu sunt sigur că avem noi posibilitatea să strângem mâncare sau cum să strângem mâncare, dar am aflat un secret, gen. Și anume, dacă este un animal sau ceva, te poți pune așa pe shift, pe crouch, nu pe shift, și poți să mergi așa după animalul pe care l-ai văzut și el nu va fugi. De exemplu, dacă avem un iepure aici în față, mergem așa lângă el și bam, am dat bucata și gata cu el. Ok, acum să sperăm că găsesc un animal ceva, pentru că mi-e foame și cam nașpa. Opa, am găsit aici un iepure. În fapt, la iepure nu știu dacă chiar merge sau dacă funcționează acest truc.
Dar da, o să încercăm acum. Să sperăm că nu fuge și reușesc și eu să găsesc ceva. Dar ce să vezi, ce e aici? Bă, what? Ce e aici? Mamă, ce-s astea, bă, lângă casă la mine și nu știu ce e aici? Saj de dormit. Mamă. Ok, o să mai verific ceva pe aici, văd că avem ceva plante. Bă, dar cum asta se află lângă casă la noi și eu nici măcar nu știam că există așa ceva. Și văd că mai e ceva aici care lucește, gen, dar n-am idee ce. Pare să nu fie nimic. Dar avem aici, văd că fructe, cred. Și astea cum le mănânc? Pe E. Ok, îmi luăm pe E. A, bă, s-o trăvitoare, bă. Mamă, până nu știu că s-o trăvitoare, acum murim. Mamă, ok. Vă în inventar, gen, ca să putem mânca. Și avem aici un snack, așa, ca să-l mâncăm pe asta, să ne mai țină din viață. Și apă, hai să bem și această sticlă cu cola, cred. Ok? Și acum trebuie să așteptăm până să se facă zi și nu înțeleg de ce la asta nu pot dormi. Pentru că, în mod normal, ar trebui să poți dormi noaptea, nu? Da, nu înțeleg care e faza, dar noi vom încerca aici să continuăm treaba. Acum să sperăm că va funcționa chestiile. Ca să nu pierdem tot progresul, zice, să dăm un save aici repede. Și da, ok. Acum, nu știu, bă, pot să merg undeva, gen, habar n-am ce să fac acum, că e întuneric așa și nu-mi place deloc, gen, dacă ai idee. Mă gândesc să-ți distrug casa asta și vom face una de la zero, dar până se face zi, cam greu mi-e să fac una de la zero. Dar, nu știu, vom încerca să explorăm ceva. Sau nu știu, ia să încercăm să facem încă o casă, ceva din asta. Dar aici, probabil să funcționeze, dar mai întâi stai că este un iepure acolo. Așa că hai să vedem, poate îl putem lua repede. Uitați aici iepurile. Uitați iepurile. Mamă. Acum nu mai știu unde a plecat. Băi. Unde e iepurile ăla? Ok, am avut și iepure dacă e. Hai să încercăm să construim o casă, ceva, să mai... poate să ne permită să dormim, cine știe. Așa că hai, deschide repede cartea asta, ne ducem aici la shields. Bă, frunze, sticuri, nu știu dacă am frunze, sticuri, hai să facem una din asta temporară, ca să ne face, să se facă și la noi aici dimineață. O să facem aici, bam, ok. Și hai să punem repede bețele, frunzele. Bă, dacă ți-ai apăsat, nu se pun automat frunzele și asta e cam nașpa. Dar frunzele sunt gata, acum tot ce ne-a mai rămas sunt sticurile. Așa că hai să luăm repede aici. Bam. Bam, ok. Acum nu știu de câte avem nevoie, dar ca idee, sau nici nu știu câte am colectat, dar ca idee. Hai să spargem repede și astea, bam, bam. Și hai să vedem cât mai avem nevoie. 14, ok, mai avem nevoie de 3. Unde facem rost noi de 3? Cred că de aici. Aici este piatră, nu avem nevoie, ok. Luăm și de aici repede încă un băț. Și de aici încă un băț. Mamă, n-am văzut, mamă. Ok. Bă, canibalul! Bă, canibalul! Bă, du-te bă de aici, bă, canibalul! A, a plecat, ok, s-a urcat în copac. Hai să vedem, mai avem nevoie de încă două bețe. Și nu știu, sincer, nu știu de unde să fac rost de două bețe. Bam, un băț. Bă, să sperăm că nu vine canibalul ăla, că sincer chiar n-am chef de din ăștia, urâți din ăștia. Ok, hai să luăm bățul ăsta repede. Bam, bam, și să mergem să dormim. Ok, putem dormi? Bă, aparent nu așa funcționează, dar hai să dăm un save repede până să vină canibalul ăsta să ne omoare dacă e. Și, nu știu, hai să mai încercăm pe aici. Aparent nu, shield-urile funcționează toate la fel. Și asta e cam nașpa, sincer, pentru că în modul ăsta, când o să se mai facă zi? Cred că eu am adormit când a fost noapte. Nu, am adormit când a fost zi și acum este noapte și într-un fel nu mai este somn sau nu știu care e faza. Dar toată o să prindem răsăritul, așa că hai să mergem repede până aici afară. Și să prindem răsăritul împreună, gen, ca idee. Așa că hai să mergem repede. Mamă, ce s-a întâmplat? Bă, canibalul! Bă, mai bine fug, sincer, mai bine fug, nu vreau să stau la povești cu acest canibal. Și ce e aici? Un lac. Ok, un lac. Nu știu dacă... Mamă. Bă, acolo ce strațe alea. Ok, nu știu dacă canibalii pot să intre în apă.
Dar ca idee voi sta aici, uite, uite, uitați-vă și voi la canibalul ăsta cum vine. Se urcă în copaci, n-are nicio treabă, uitați aici canibalii. Mamă, și noi suntem exact lângă baza lor. Bă, o să încerc să ajung aici pe această stâncă și să sperăm că nu o să ne poată omorâ. Dar se aude extrem de straniu, gen toată chestia asta, gen cum strigă canibalii ăștia. Hai să vedem, dacă stăm aici ei pot să vină. Bă, nu prea pare, dar văd cum stau acolo. Nu știu, nu pot să măresc cumva ecranul, dar îi văd cum stau acolo așa și se uită în jos. Acum nu știu, să mergem la ei aici la adăpost, să vedem care e faza. Habar n-am, dar eu zic să ne aventurăm, dar dacă merg eu în partea aia sunt sigur că o să vină și canibalii ăștia după mine. Bă, nu știu ce să fac, nu știu ce să fac. Oh my god. Hai să-i dăm așa înainte și vom vedea după de la. Și uitați ce răsărit. Din păcate n-am prins răsăritul pentru că e ascuns după copaci. Dar ar trebui să ne facem odată un loc din ăsta și să prindem răsăritul împreună, gen. Ok, văd că au aici și o sfoară. Bă, ok, ok, ok. Deci acum explorăm zona asta. Hai să distrugem mai întâi această. De ce nu distruge? Ok, așa. Și hai să ne luăm repede toate resursele. Deci din asta, mamă, a dat extrem pe lângă. I-am lovit în el și a dat extrem pe lângă, mamă, ok. Ok, dă-i în pământ. Dă-i bă în pământ. Ok, ok, s-a deschis. Bam, văd că avem și medicamente. Ok, asta e bine. Ok, viața e pe jumătate. Putem să mergem undeva sus. Ok, presie. Ce-i cu asta? Păi, ce e asta? Ok, ok, hai să spargem aici. Nu așa. Dacă ar lovi în această servietă, nu e servietă, gen, cum se numește asta? Bă, nu știu, nu știu, nu știu cum se numește, sincer. Putem să ne schimbăm hainele. Mama, am schimbat încălțămintea, mamă, ce e aici? Bă, dar avem bani măcar. Suntem bogați măcar, suntem pe o insulă pustie. Dar avem bani, nu pot să sting și eu asta. Ok, așa. Acum pe aici nu mai avem nimic de colectat. Ok, avem niște mâini. Avem o sfoară. Ok. Bă, să sperăm că nu vine un canibal. Că mi se pare sunt aici la ei, la bârloc, cum s-ar zice, și parcă. Ce aici? Putem să punem o mină. Bă, asta e bine. Eu cred că avem o mină, stați un pic. Dacă intrăm aici ar trebui să avem o mină. Dar nu mai știu care este mina. Văd că avem o oală, ok. Avem bani, 2 euro, 2, nu știu ce, ăștia sunt bani, ok, și avem molotov, ok, asta e bine de știut, am uitat deja ce am vrut să iau, una din asta cred, ok, equip, ok, frumos, și o punem aici, bă, nu știu, asta explodează sau, bă, nu cred că explodează chestia asta. Bă, nu cred că explodează. Hai să vedem, putem să combinăm asta cu ceva? Cu explozive, cu ăsta merge? Nu. Cu asta? Nu. Bă, ce face o bombă? Nu știți și voi care e faza, gen cum aș putea să fac o bombă? Ok. Chestiile astea nu avem nevoie de ele. Bă, habar n-am. Ok. Hai să ieșim, să intrăm aici, nu aici de fapt, în inventory și să ne luăm ăsta înapoi. Ok. Și habar n-am cum să sparg ce aici, nu știu ce putem găsi de acolo, dar na, ca idee. Astea tot nu le pot sparge, ok, avem aici iarăși serviete, așa că le colectăm repede ce este, sunt în servietele astea. Bam, ok, baterii, ok, bine. Iar avem ciocolată și haine, cred că erau. Și mai avem aici încă niște haine, avem o sfoară. Și hai să vedem ce facem pe sfoara asta. E... și în sus. Ok, hai să vedem, hai să vedem cum se vede priveliștea de aici de sus. Ok, văd că aia încă funcționează acolo. Ok, s-a stâns acum. Mai sunt niște din alea acolo, niște bucăți de haină. Ok, asta e interesant pentru că trebuie să mergem să le luăm pe toate. Văd că mai strălucește ceva acolo jos, ok. Iar de aici, bă, ce mișto se vede. E. Bă, am găsit săgeți. Bă, am găsit săgeți, putem să ne dăm jos, ok, e, ca să ne dăm jos, bine, bă, hai jos, hai jos și să colectăm ce ne-a mai rămas de acolo și după vedem ce facem, văd că mai este niște din astea haine, niște clothes gen aici, așa că asta ne va ajuta oarecum, așa ca să le luăm repede
Și am văzut că mai era și în partea asta încă ceva. Așa că hai să mergem repede până aici, luăm astea, bam. Și au ăștia niște figurine din astea, cranii ciudate pe aici, mamă. Habar n-am care e faza, dar ca idee. Ok. Și uitați, iepurile și mai era ceva aici care strălucea, gen, dar nu știu, cred că cash-ul ăsta, dar nu știu la cine va ajuta mai exact cash-ul, dar ca idee, hai să o luăm așa cu o col și să mergem acasă pentru că acum este dimineață, putem să ne începem construcția la casa noastră, așa că hai să-i dăm blan aici, bam, 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 ok, văd că sunt niște fructe aici interesante, plante, dar nu știu din ce am mâncat eu, gen de mi s-a făcut rău și am murit. Sau, na, nu am murit, dar mi s-a făcut rău, gen, și nu puteam să... Perdeam din HP, nu că nu puteam ceva, dar, na. Ok, ok, văd că astea se respawnează, asta e mișto. Copacii nu prea pare să se fi respawnat, dar cred că vom distruge asta, dar nu știu cum să o distrug mai exact, ok. Apeși pe... ce, cred, ok. Și... da. Din 8 loguri băgate în casa asta, doar cu 3 am rămas, ok. No comment, ok. Ăsta văd că încă funcționează, ok, bine, bine. Acum hai să vedem ce ne facem noi mai întâi, ok. Acum trebuie să deschidem jurnalul ăsta și să vedem, ori ne facem platforme pe care noi să le punem, ori habar n-am. Ce e aici, custom stairs, ok, putem să facem scări cu loguri infinite, platforme. Ăsta nu știu ce e sincer. Da, avem nevoie de 30 de wood plus mai mult de 30 de wooduri și 60 din astea de sticuri. Ok, nu știu, aș încerca să facem ceva în copac, dar nu sunt sigur de chestia asta, hai să vedem. Trebuie să facem ceva în copac. Treehouse. Mamă, se au canibali în spatele meu. Mamă, ce e aici? Bă! Bă, stai un pic. Ce, bă, ce se întâmplă aici? Mamă, ce s-a întâmplat aici, bă? Bă, trebuie să-mi iau toporul, trebuie să-mi iau toporul, trebuie să-mi iau toporul, trebuie să-mi iau toporul, mamă. Ok, 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 mamă. Bă, du-te, bă, de aici, du-te, bă, de aici, du-te, bă, de aici. Bă, mă omoară ăștia. Nu! Oh my god, mai au ăștia să mă omoare, bă. Pa, iarăși mă trag, iară mă duc nu știu unde. Bă, așa nu-mi place. Gen, nu știu, nu pot să fac caracterul ăsta cumva mai puternic, ceva, habar nu am. Mamă. Bă, nu-mi place deloc, nu-mi place deloc. Ok, iar ne-am trezit aici. Mamă, ok. Ok, nu mai zic nimic. Iar ne-am trezit legați. Legați de canibali. Nu mai zic absolut nimic. Este absolut. Mamă, ok, ok. Hai să vedem aici. Trebuie să luăm toporul de jos. Bine, ok, prima parte. Done. Ne tăiem aici la picioare. Ok. Hai să vedem mai departe. Deci, avem pe aici stalactite, stalactite, stalac... nu știu cum se numesc astea. Ok. Avem pe aici craniu, care habar n-am ce pot să fac craniu ăsta, dar ca idee. Avem o mapă. Ok, hai să deschidem mapa asta și să vedem care-i faza. Sau mai e ceva aici jos. Ok, am mai colectat cranii, chestii. Asta de aici nu s-a respawnat sau? Bă, nu-mi dau seama dacă s-a respawnat sau nu. Dar, bă, aparent se respawnează lucrurile. Ce e asta? Bă, ce e asta? Ce e asta? Eu tot încerc să o iau, dar nu pot. Spray? Bă, ce pot să fac eu cu spray-ul, gen? Că asta e întreba. Ce pot să fac eu cu spray-ul? Hai să vedem, molotov din ăsta avem. Avem medicamente pentru viață. Avem cranii, ok. Sfori, pietre. O frunză. Hai să vedem ce putem să facem cu ăsta. Ah, mamă, ce șmecheră e chestia asta. Ok, acum efectiv nu mi-e frică de absolut nimic. Așa că hai să mergem repede. Bam. Văd că avem pe aici lucruri de colectat, încă câteva cranii, mai avem aici niște ciocolată. Bă, ar trebui să mâncăm niște ciocolată, hai să luăm un snacks, două snacks-uri, trei snacks-uri, bam, ne-am învățat să numărăm, ok, deja e bine. Hai să vedem aici, în apa asta nu știu dacă e ceva, nu cred că este ceva, dar vom merge pe sfoara asta să vedem care e faza. Ok,
E, am apăsat E și hai să vedem, mergem în jos, nu știu cât de adâncă e groapa, sperăm că nu foarte adâncă. Ok. Ok. Mamă, nu e adâncă, dar nu văd absolut nimic, nu văd ce e aici. Ok, ok. Bă, nu văd nimic. Sperăm că nu sunt canibali, că dacă sunt canibali aici trebuie să mă bat cu ei. Și dacă trebuie să mă bat cu ei, s-a cam zis cu mine. Ok, văd că suntem... Bă, îi dăm foc, îi dăm foc, îi dăm foc. I-am dat foc, ok. Ok, nu știu câtă viață are și cât de repede moare. Ok, am murit, ok. Bă, spray-ul ăsta efectiv e super OP. E extrem de OP. Ok, acum să sperăm că nu se termină repede și că vom putea să-l folosim în continuare. Hai să vedem ce este aici, văd că... Bă, nu-i nimic. E un craniu cu lumină, ok, ok. Hai să vedem ce e aici înăuntru, genul, că văd că cam lucește chestia asta. Nu știu dacă o pot sparge, dar hai să testăm chestia asta. Luăm toporul ăsta în mână și să-i dăm aici tare. Nu știu dacă, sincer, nu știu dacă se sparge, dar na. Hai, salut, bine ai venit, Liviu, pe live la noi. Live cu o singură persoană, dar ca idee. Bă, aparent nu se deschide. Nu se deschide asta de aici. Sau, bă, stai că am început să deschid, ok. Hai să mai dăm aici două lovituri ca să pot intra și eu bine. Și după vedem ce facem, hai să vedem. Bă, bucata asta nu prea pare să vrea să se rupă, dar mai dăm aici încă două, trei lovituri și dacă se rupe, bine, bine, dacă nu se rupe, de fapt, cred că pot să trec pe lângă. Da, ok. Ar trebui să-mi iau spray-ul înapoi pentru că e super OP spray-ul ăsta. Așa că hai să vedem, mergem așa pe aici. Bă, dacă... De obicei la locurile astea unde sunt ascunse ar trebui să fie lucruri mișto, dar pare... Bă, oh my god. Atâta chin degeaba. Absolut n-am găsit absolut nimic aici în peștera asta. Ok, hai să mergem mai departe. Să sperăm că nu prea găsim canibal pentru că sincer nu-mi plac canibale ăștia. Și mai ales când scot sunetele alea cum țipă, strigă pe aici, ai jale. Ok, aici trebuie să mergem așa pe crouch. Ok, ok, uitați aici, cranii aruncate, spânzurate aici, prin aer. Ok, hai să vedem, văd că este niște apă acolo. Bă, lucește ceva acolo, dar nu știu ce-i. Nici nu știu pe unde o să iau, că da... Bă, dacă o iau pe aici, sunt canibalele acolo, nu? Mamă! Ok, colectăm piatra asta și hai să vedem. Văd ca o tresa, o canistră, ceva acolo. Bă, nu, nu, nu! Nu! Bă, gata, 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 așa, calmați-vă, calmați-vă. Gata, muriți, nu muriți? Hai că vă mai dau un pic de foc, poate muriți atunci. Ok, gata, i-am liștinit pe băieții ăștia. Ok, am colectat și dinții de jos, nu știu la ce ne ajută dinții, dar ca idee... Aici, bă, habar n-am ce e aici, dar văd că este o servietă aici, așa că hai să luăm repede toporul nostru și să încercăm să o deschidem. Să vedem dacă este pot să o deschid sau nu. Și aparent, ok, muncă inutilă pentru că nu avem nevoie neapărat de aia. Dar văd că avem aici o cască, nu știu dacă ne ajută la ceva casca asta. Ce-i cu casca asta aici? Bă, nimic. Totodată am văzut din episodul trecut că putem să numărăm scheleții sau... persoanele care le găsim moarte sau ceva de genul. Și chestia asta e destul de interesantă. Acum aș vrea să-mi iau spray-ul înapoi în mână, pentru că spray-ul e OP împotriva canibalilor. E mai bine îi bat cu spray-ul decât să-i bat cu mâna. Dar na, văd că mai sunt aici niște canistre. Băi, mamă, schimbul ăsta de arme mă enervează deja. Trebuie să trecem la o armă la alta. Și aparent asta nu vrea să le deschide sau... Ok, iar am luat niște haine. Iar niște close din ăsta, ok, bă, aparent astea sunt inutile de deschis. Hai să vedem mai departe. Mai avem aici încă una, bam, dacă sunt cu galben, gen cum e asta. Asta ar trebui să ne dea lucruri mai mișto, dar aparent nu-mi dă. Pentru că am fost atunci în tabăra cu canibalii și acolo erau chestii interesante, gen că am găsit un fel de artificii sau nu mai știu ce erau alea mai exact. Dar ca idee, hai să mergem pe aici. Totuși vreau să-mi iau spray-ul înapoi, așa că hai să luăm repede spray-ul și să mergem mai departe. Deja am ajuns destul de adânc în peștera asta. Sincer, nu știu dacă vreau să continui ceea ce fac eu aici, dar ca idee, văd că iar am găsit niște ciocolată. Bă, ce e asta? Bă, habar n-am ce e capul la jucărica asta, dar ca idee, văd că mai avem, nu știu dacă putem să deschidem lista aia pasagerilor sau nu mai știu
Bă, mi s-a părut că au ceva. Ok, nu știu dacă se aude, ne ajută la ceva capul ăsta, sincer. Dar, putem să facem un robot, o jucărie. Ok, cred că trebuie să găsim toate piesele, să le unim împreună și să facem o jucărie, ceva. Ok, deci avem nevoie de lista asta cu pasageri. Nu știu dacă cumva îi marchează ca citiți, ca verificați, ca nu știu. Dar ca idee, ok, hai să ne mutăm iarăși, să luăm toporul, nu toporul, de fapt avem nevoie de spray-ul ăsta pentru că îi omorâm mai ușor. Și pe aici, încă continuă tunelul, mamă. După să vedeți că dacă mai pot să mă mai întorc acasă, de gen, că am mers deja 5-10 minute avem de când merge pe tunele. Și canibalul, mamă, mori, nu, mamă. Ok, pe unul la Mars, mamă, vine canibalul. Bă, ce... Bă, nu mai avem spray. Nu. Bă, nu mai avem spray. Bă, nu știu ce să fac. Bă, nu mai avem spray. Ne-am cam dus, mamă. Bă, ce cu canibalul ăsta, bă, că dau în el și nu moare. A luat și foc, bă, dacă mor aici. Ok, am reușit să-l omor. Uitați aici, canibalul. Bă, aș vrea să fug înapoi, dar mică, că vin după mine ăștia. Și acum viața cum ne mai fac? Sincer, habar n-am cum să-mi fac viața asta. Mă pun aici în colțul ăsta. Să sperăm că nu mă atacă și să luăm repede pastilele din astea. Pentru că știu că-s bune pentru viață sau ceva. Se încarcă viața extrem de rapid. Mamă! Uitați aici canibalul. Du-te, mă, de aici! Mamă, du-te, mă! Bă, nu-mi place jocul ăsta. Pentru chestiile astea nu-mi place. Că-s prea scary așa, dar... Na, uite cum vine la mine. Bă, du-te, bă, de aici, bă. Du-te, bă, de aici. Opa. Ce? Mamă! Ok, bam, ok. Bă, asta i-a fost, atâtea au fost. Mamă! Ok, hai să continuăm. Din păcate spray-ul l-am pierdut, nu mai putem să-l luăm. Sau nu știu, dacă la început, înainte să intrăm în peșteră, știu că era acolo ceva, dar acum nu mai știu sigur. Bă, ar trebui sincer să mă întorc acasă și să mă apuc de construit casa aia, dar nu sunt sigur chestia asta. Hai să vedem ce e, ce aveți. Apă. Băi, nici nu știu dacă pot să intru în apa asta. Nu știu dacă sunt rechin ceva. Nici nu știu la ce să mă aștept de la jocul ăsta. Ok, văd că este aici un lac mai mare. Ok. O să mergem așa. Sincer, aș vrea să mă întorc înapoi acasă. Pentru că deja e jale ce s-a întâmplat până acum aici. Dar, sincer, nu mai știu cum să mă întorc acasă. Poate găsim o altă cale de ieșire. Dar, cine știe, ok. Hai să ieșim. Bam. Aparent nu ieșim, cred că intrăm mai adânc în peșteră, dar nu sunt sigur, așa că hai să vedem. Poate văd că duce în sus, asta înseamnă că o să mergem în sus și asta o să fie ok. Asta înseamnă că ieșim de aici. Astea nu le putem colecta, să le facem altceva. Ok, mai avem un craniu. Ok, văd că avem deja prea multe lucruri din astea, așa că nu știu. Hai să încercăm să le combinăm cu ceva. Le punem ăsta și cu ăsta. Avem 53 de bucăți din astea, mă. Mamă, ok, avem încă o sticlă din asta. Acum, nu știu dacă din astea, bows. Ăsta nu mai știu ce era, ok, văd că avem aici bows. Ah, cred că astea toate sunt din același material. Ok, hai să mai luăm încă una. Și putem să le combinăm. Bă, aparent nu cred că putem să le combinăm, dar hai să facem așa. G și să le scoatem pe toate. Ok, avem 3 sticle. Bă, am băut o sticlă din aia de Bose sau ce, cum se numește, nu știu ce e asta mai exact, dacă ai idee. Ok, mai avem aici încă una. Apăsăm din nou G, ok. Acum putem de fapt să luăm o sticlă din asta în mână și să vedem, hai să vedem dacă putem colecta. Bă, aparent da. Ok, văd că mai e ceva aici în perete, dar nu știu ce e mai exact. Dar nu putem să o colectăm, e încă o sticlă din aia, ok. Bă, am explorat, sincer, destul de mult. Văd că mai avem aici o servietă, așa că hai să luăm repede servieta și să o distrugem, să vedem ce găsim. Dacă găsim iară haine, bă, ok, avem haine de schimb, ok, hai să ne schimbăm hainele. Și nu știu ce aparent am luat, dar nu e ok. Hai să ne spălăm un pic pe mâini, ok, așa. Bam, bam, ok, ne-am spălat, suntem curați, e bine. Acum hai să mergem acasă că nu mai vreau, sincer nu mai vreau. Și nu știu dacă itemele astea au ceva durabilitate, dar ca idee, hai să mergem în jos. Ok. Oh my god,
Ok, acum hai să mergem full jos, full spre casă, mama aici. Bă, canibale pot să înnoate? Bă, nu vreau să aflu, nu vreau să aflu, ok. Hai să mergem repede acasă și da. Mamă. Ok, ok, ok. Hai să ieșim repede, sperăm că nu ne urmărește nimeni. Bam, 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 bam. Acum, bă, nu mai știu pe unde am venit. Cred că am venit pe partea aceasta, pentru că țin minte piatra asta mare. Dar să vedem dacă putem să ieșim de aici. Că noi de intrat am intrat, dar să vedem dacă ieșim. Ok, aparent a funcționat să ieșim. Și să încercăm să mai luăm o dată, să încerc să mai iau spre eu, pentru că știu că l-am văzut undeva. Ok, noi am venit pe partea aceasta, din câte țin eu minte bine, am venit pe partea aceasta. Avem un scaun, bă, scaunele astea tot se aruncă pe aici, acum pe ce parte am venit noi? Cred că am venit așa, gen, știu că am venit full dreapta, dar nu mai sunt sigur. Oricum, cred că dacă o luam pe partea aia tot aici ieșam, așa că e ok. Hai să mergem, trebuie să ne punem aici crouch. Ok. Ok, ok, hai că suntem aproape deja de ieșire. Aici știu că nu mai era, nu era nimic, aici e zona, nu aici. Aici e zona unde am spart lemnul. Ok, ok, acum știu unde suntem, așa că putem să ieșim lejer. Avem aici canibalul pe care l-am murit noi. Așa că noi ar trebui să ieșim pe aici. Sau nu, pe aici am intrat, stați un pic. Bă, nu mai știu pe unde am intrat, nu mai știu pe unde am venit. Nu știu unde merg ca idee, dar na, vom afla noi imediat. Să sperăm că nu merg mai adânc. Ok, zona asta e o fundătură. Așa că va trebui să ne întoarcem înapoi. Ok, ok. Și bă, am uitat deja pe unde am venit. Ok, avem corpul ăsta mort aici. Noi am venit din partea aceasta. Ok. Și aici sunt două căi de ieșire, de intrare, habar n-am. O să mergem pe aici pe jos, pentru că pe partea aia n-a funcționat. Așa că hai să ne punem repede jos și să ieșim cumva de aici. Dar văd că mă duc în jos, așa că nu știu cum ies eu de aici. Mamă, ce m-a speriat. Ok, ok. Bă, habar n-am unde sunt acum. Ok, aici sunt canistrele alea, cranii iarăși. Ok, vom lua așa. Bă, n-am ajuns în același loc, iar. Bă, nu-mi zic că facem, cum se zice, când ne învârtim în cerc, că-i nașpa atunci. Ok, ok, mergem pe aici. Ok, aici e peștera asta. Bă, apare ne învârtim în cerc. Ce? Bă, am pierdut calea de ieșire. Pe ce parte am venit noi? Pe aici am venit oare? Bă, aici să merg mai în jos. Eu nu vreau să merg mai în jos, eu vreau să ies de aici. Bă, nu mai știu pe unde să ies. Acum era foarte de ajutor gen ăsta chat-ului, gen, dacă îmi ziceați voi pe unde să ies, era extraordinar, dar nu cred că pe aici. Hai să încercăm pe aici dacă este ceva. Bă, nu prea cred că e aici, că tot mergem în jos. Bă, nu e aici. Nu e aici. Hai să mergem înapoi în sus, că nu e pe partea asta și nu de alta, dar nu vreau să mă pierd mai tare decât sunt deja pierdut. Ok. Deci am venit pe aici. Dacă luăm iarăși pe partea aceasta, cred că ajungem iarăși la locul unde iar o să facem, cum se numește, din asta în cerc. Ne vom vârte în cerc și chestia asta nu e ok. Așa că vom încerca să mergem pe partea de sus. Bă, habar n-am. Ok, deci, mergem pe aici. Aici e locul unde a spart scândura. Ne-am urcat aici sus, noi am venit din partea aceasta. Ok, nu mergem în jos, pentru că cred că o luăm iarăși în jos, așa că mergem pe aici. Ok, mergem pe aici, bam. Bam. Bă, sperăm că merg bine. Bă, aparent pe aici era, bă, de ce am venit și m-am vărtit eu în cerc? Mamă. Era aici de la bun început, gen, a mers bine de la început, dar na. Mamă, ok, ok, ok. Și aici este ieșirea. Ok, aparent cu această experiență nu mai este frică de cave-urile astea, gen, sunt ceva simplu. Și nici de canibal, sincer, nu mi-e frică. Că până acum aveam așa niște fluturi în stomac, să zicem. Și na, nu prea îmi plăcea. Mamă, am ieșit din joc, ce fac aici? Ok, deci o să mergem de aici și o să luăm spray-ul ăla. Ok, avem un spray.
Mamă, exact, pe lângă am dat. Dacă nu pot să deschid aici. Bam, două din astea odată. Ce fac eu cu mingea asta, bă? Ok. Hai să ieșim acum în sfârșit din această mină. Acum să sperăm că n-a stat toată ziua afară, aici înăuntru, pentru că e jale. Și hai să mergem la suprafață, gen. Oh my god. Greu a fost, sincer, bă, greu a fost. Dar a început să fie ok, a început să fie bine. Ok, aparent este întuneric aici. Și dacă tot am ajuns înapoi aici, în locul ăsta, cum se numește, mamă. Mamă, fibre, chestii de la calculator, componente, nu știu ce fac cu astea mai exact. Dar, ca idee, ok, caracterul meu este obosit. Pot să iau ceva de jos, pietre, ok, nu avem nevoie de pietre deocamdată. Luăm cutii de suc, bam. Era ceva aici, ok, aici avem bombe. Cred că alea trebuie să le folosim noi ca să spargem pietrele alea. Dar nu sunt sigur de chestia asta, dar ca idee. Ok, iar avem haine aici. Avem, sincer, destul de multe haine. Hai să spargem iarăși ceea ce se află aici. Ok, mai avem... Băi, deja am inventoriu full și asta e destul de nașpa, de fapt. Dar hai să vedem, bem două, ok, apa avem destulă, mâncare ne va trebui. Așa că nu știu, hai să luăm ce aici. Aparent și aici se află suc, dar nu avem nevoie de suc, așa că vom lăsa sucurile astea aici. Op, avem o sfoară, bine. Mai avem niște serviete din alea aici, mai avem o sfoară. Ok, hai să spargem să vedem ce se află aici. Bani din nou și chestii, nu avem nevoie de bani. Ok, bam, spargem și ce se află aici, ok. Bam. Iarăși haine, bă, m-am calsăturat de hainele astea, ok, nimic. Mamă, hai să spargem iarăși ce aici, bam. Bă, am luat ceva baterii, dar nu știu care e faza cu bateriile astea. Ok, la servietele astea nu ne ajută cu nimic. Sfoară văd că avem deja destul de multă. Nu putem să aruncăm ceva să luăm, dar nu cred că putem să luăm ceva. Văd că maximul cred că e 4. Așa că nu știu, hai să vedem dacă mai e și altceva. Ceva util, dacă nu vom merge acasă. Bam. Ok, aparent nu mai este nimic util, așa că hai să mergem ușor, ușor spre casă. Mai e o sfoară aici, aparent nu putem lua nici pe asta. Ok, hai să mergem acasă, că deja este, mamă, deja e nebunie. Se face noapte și nu vrem să ne prindă noaptea aici în pădure, mai ales în zona canibalilor, pentru că deja... A fost jale, gen întâlnirile noastre cu canibalii n-au fost prea bune. Dar, da. Hai să vedem, hai să vedem. Deja până ajung acasă, cred că durează 5 minute. Pentru că am mai făcut odată drumul ăsta și știu care e faza. Dar, na, ca idee, văd că și am și obosit. Ok. Oh my god. Hai să dăm repede. Sperăm că ajungem acasă până se face întuneric complet. Pentru că v-am zis că e cam nașpa să mergem cu... cum se numește? Să mergem pe pădure pentru întuneric. Ok, cred că știu unde suntem. Dar ne vom lua după zonele astea unde sunt marcate cu casă. Așa că, da. Hai să vedem. Mamă. Mamă. Ok, ok. Mamă. Mai avem încă o grămadă, uitați canibalul, vorbeam de canibali, uitați-vă canibalii. Nu știu dacă ne vede el dacă suntem pe shift. Bă, aparent nu ne-a văzut. Hai că e bine, hai că e bine, o ducem bine. Acum run până acasă, ne băgăm repede la somn și aia e, hai. Mamă, vine canibalul. Marara. Hai să vedem și aparent am ajuns acasă. Ok. Putem să dormim? Ok. Salvăm aici repede pentru că deja e jale.
Și ne băgăm repede la somn dacă putem să dormim. Ok, ok, hai că merge să dormi în timp ce sunt moște pe lângă tine. Sau nu prea merge. Bă, nu prea merge, ok. Hai să-l omorim repede pe ăsta. Bă, ce se întâmplă aici? Mamă, m-a omorât iarăși. Bă, nu vreau, bă, nu vreau. Day Survival 2. Hit your energy anything regular. Oh my god. Oh my god. Ok, aparent ăsta e finalul. Mamă, a zis să facem casa azi. Dar aparent ăsta e finalul. Deja ne-au omorât de prea multe ori, cred. Și a rămas fără energie și ne-au omorât canibalii. Ok. Ok. Ce pot să mai zic? Nu mai zic nimic. Gen, aparent jocul a decis că aici să se încheie live-ul ăsta. Așa că vom încheia live-ul ăsta aici. Să sperăm că, nu știu dacă vom mai face de fapt case cu, dacă vom mai face live-uri cu jocul ăsta sau dacă vom mai face episoade, dar ca idee. Așa că până data viitoare am fost Daniel. Să sperăm că v-a plăcut live-ul ăsta, dacă nu v-a plăcut aia, dar na. Să sperăm că v-a plăcut, așa că ciao.